Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Așteptam cu sufletul la gură să vină și LG cu super telefoanele de 2019 pe la noi prin România și în loc de LG G8 și V50, deocamdată se pare că nu o să ajungă la noi decât prin vară un LG G8S. Și în prima fază eram toți pe aici așa, bă, serios? După care, hai totuși să ne facem treaba, că de ce venim aici? Venim aici să testăm telefoane. Asta este jobul nostru. Cel puțin al lui Radu. Radu când se trezește din asta, gândește, iar mă duc să testez telefoane. Oh. L-a luat acasă, l-a butonat și îmi zice, George, tu știi ce scor face telefonul ăla? Că eu credeam că e la ieftin. Dar de fapt ăsta este cel mai rapid telefon pe care noi l-am testat în 2019. Cum? Și 2018. Și 2018. Cel mai rapid telefon ever. Peste P30 Pro, peste Honor View, peste tot. Și am zis, cum? Hai mai bine să ne lămurim în minutele care urmează, nu înainte să spun despre prietenii noștri, deci plasare pentru HipMenu. HipMenu ne place în primul rând pentru că are poze faine cu mâncare. E foarte ușor să alegi din apropiere restaurantul tău favorit. Indiferent că îți place japonez, românesc, italian sau cine știe ce alt soi de mâncare se găsește la tine în zonă, vei vedea meniurile și vei putea comanda de la restaurante deschise care îți pot livra mâncarea într-un timp rezonabil, în funcție de trafic și de vreme. Îmi place că pot să fac comenzi de grup, sunt preferatele noastre, apeși pur și simplu pe omulețul cu plus și trimiți un link către toți cei cu care vrei să comanzi la un loc. Așa economisești costurile de livrare, iar mâncarea va veni deodată, astfel încât să mâncați de prânz împreună, dacă asta vă doriți. Când lansați comanda, puteți alege dacă fiecare plătește separat cu cardul ori cu cash la livrare. Poți decide să plătești tu pentru toți sau nu. Aplicația este utilă și dacă vrei să comanzi, spre exemplu, mâncare pe care să o ridici tu de la restaurant sau mai nou și ca să ieși în oraș la restaurantele tale favorite. HipMenu este gratuită la descărcare din Google Play sau din Apple App Store. Așa, LG G8S, un fel de G8 aproape la fel din toate punctele de vedere, dar un pic diferit. Și minusurile sunt foarte puține și dacă nu ți le-aș zice, nu le-ai descoperi, pentru că arată așa. Arată super flagship, așa cum trebuie să arate un super telefon în 2019 și o să-ți arăt doar telefonul când am cutie. Că nu există încă o cutie, pentru că telefonul vine în România abia în vară. Și noi suntem tare bucuroși că în aprilie, doar noi și indienii l-am văzut. Oricum, important este că puține țări o să aibă șansa de a vedea un LG G8S, care este super mega performant, dar are un preț mai bun decât LG G8. Și știm cu toții, în țara asta suntem cu toții sensibili la o pungă de făină sau un preț mai mic. Și atunci, hai mai bine... M-am trezit foarte bine astăzi, da. Hai să ne vedem de treabă. Deci, în cutie ar trebui să aibă, dacă nu o să aibă, pur și simplu o să ne supărăm pe LG, un încărcător cu Quick Charge 3.0, pentru că suportă chestia asta. De ce? Vine cu un procesor Qualcomm Snapdragon de ultimă generație. Asta ne-a dat pe spate. Ar trebui să vină și cu căști, sperăm, nu știm. Manuale, sperăm, nu știm. Până la bac mai vedem. Accesorii extra posibil, sperăm la o carcasă, zice Radu, sperăm, nu știm. Construcție. Hai să ne concentrăm pe cum arată telefonul. Asta nu pot să le dau jos, nu? Că este early sample. Dar văd că are două e-mail-uri, deci dual SIM și număr de cod LMG800, nu contează. Dar sub sticker-ul ăsta nu scrie nimic. De obicei pe aceste device-uri, să zicem așa, un golden sample aproape gata de scos în piață, mai sunt ascunse chestii sub sticker, nu știu, eu caut, eu sunt curios. Pe ăsta nu scrie nimic. Un sandwich de sticlă, sticlă pe spate, sticlă pe față, un senzor de amprentă pus exact acolo unde trebuie, nu în ecran, nu în altă parte, este pur și simplu la degetul meu arătător. Mi-aș plăcut să fie o idee mai bine îngropat ca să-l recunosc ușor, dar are o mică denivelare încât să-l găsești ușor atunci când vrei să deblochezi telefonul. Pe spate un logo LG, camerele, cele trei camere puse frumos pe spate, aliniate aici. LG a fost primul producător de telefoane care ne-a satisfăcut dorința de wide, să vedem câmpiile cât mai larg și orașele și clădirile și a pus de acum senzorul ăsta, flash-ul lângă, iar pe spate altceva nu mai am. Se uită așa cu ochișorii ăștia la tine. Știu că și la generațiile anterioare tot cu ochișorii am făcut, nu o să fac același thumbnail, mă uit prin el. Dar G8 are doar două camere? Vai, 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 deci avem o cameră în plus?
și că ar fi și o cameră tof pe față. Pentru... Ajungem și acolo. Pe partea de sus nimic, că dacă plouă să nu îți bată decât într-un microfon. Pe partea dreaptă avem butonul de standby și nu este... Ce buton este aici? Cred că e la multifuncțional, nu? E un pic cam sus, pentru că de sub, sub el este sertarul de dual SIM. Dar la sertarul de dual SIM, oare ce avem noi aici? Dacă eu îl desfac, ce o să găsesc? Ciuprizică. Dual SIM sau SIM cu micro SD. Deci trebuie să alegi. Ce vrei? Dual SIM sau vrei un SIM cu micro SD? Mi-aș plăcut să fie și cu eSIM, că tocmai ce am testat recent și ne place ideea de a avea SIM-uri în acestea embedded pe telefon. Așteptăm și de la mai mulți producători. În partea de jos, conector USB-C, difuzor și da, copii, așa arată o mufă jack. Mai țineți minte mufele jack pe telefoane? LG este unul dintre ultimii producători care mai pun mufe jack pe telefon cu un motiv bine întemeiat. LG este compania care ia cel mai în serios sunetul de pe telefoane. Pune amplificatoare, quad DAC, tot felul de nebunii din astea ca să se audă high-res. Cu niște căști ok, vei auzi pe acest telefon muzică mai bine decât pe orice alt telefon de pe telefonul tău. 170 de grame și o grosime de fix la limita celor 8 mm. Da, am zis că rezistă la ploaie IP68. Praf și apă dulce. Nu altceva. Pentru șocuri, eu cred că mai degrabă ar să-i pui o carcasă. M-aș bucura să vină cu una în pachet, dacă nu alege una originală. Părerea mea. Și acum, hai să vorbim despre specificații, dar pentru asta hai să-l pornim. Pe partea stângă am butoanele de volum și butonul ăsta de standby. Nu? Ăsta e butonul de standby? A, de ce ăsta e butonul de standby? Foarte ciudat. Gata. E foarte sus, e mult prea sus. Și asta de ce este, este un fel de, nu e Bixby, nu? Ăla nu e Bixby, dar e este butonul care nu e Bixby și poate să fie Google Assistant. Ok. Până pornește acest frumos ecran IPS, pot să-ți spun așa că mă aștept să fie, iată-l, ce repede a pornit, un ecran de, să-i măresc eu luminozitatea. Ok. Odată ce a pornit, cu acest wallpaper nu o să-ți dai seama că avem aici sus un mega notch. Băi, cred că e mai mare decât la Apple și asta era greu. Ăsta se califică la un Apple level notch. Este uriaș. Dar, pe diagonala asta avem așadar 6,2 inci de OLED cu o rezoluție de 2248x1080. Acoperit cu Gorilla Glass 5, este ceva superb. Este ceva absolut superb. Este un ecran foarte superb. Foarte superb. Dar am greșit intenționat superlativul. Ok, reproducerea culorilor DCI-P3 și avem Dolby Vision și HDR10. Ce înseamnă asta? Că pe ecranul ăsta o să-ți se vadă pixel la pixel filmele de pe Netflix și cu HDR și la fel de bine o să se vadă și de pe YouTube. Și fără prea multe introduceri, hai să ne uităm la un clip pe care noi l-am filmat cu o super cameră și chiar și în randarea de pe YouTube ar să se vadă bine. Zoom to fill 16:9. Sunt foarte bucuros pentru că planul meu de mai bine de 3 ani este în sfârșit realitate. Am în curte o mașină. Sunetul este stereo. Scoate sunet și pe aici și pe aici. Dar na, ca la iPhone. Bă, deci e ca la iPhone sunetul stereo. Iar pe OLED-ul ăsta, geaca, cardiganul negru de pe mine și părul meu negru sunt negre ca la filmare. Reproducerea culorilor este ca la filmarea noastră, Radu? Ca să fie suficientă pentru a-ți încărca mașina electrică, dar despre el o să vorbim îndată. Hai să vedem un primul. Auzi? Știi ce cred eu? Că toate telefoanele trebuie să gâjie. Ca să te convingă să îți iei căști, pentru că ai jack la telefonul ăsta. Deci este excepțional pentru video. Deja avem un câștigător. Ai un OLED Full HD Plus, nu are rezoluția mare de pe G8, dar eu cred că cel mai mult utilizator nu o să-și dea seama de diferență și vizionarea este foarte bună. Oricum, pe Netflix nu poți vedea decât Full HD pe telefoane. După ce v-am vorbit despre ecran, hai să vorbim despre platforma tehnică. Ai reușit să faci benchmark-ul ăla? Te-a lăsat până la urmă? Q-cu-vai așa? A, da? E? Yeah. Nu cred. For real? Să se vadă mare.
Dar chestia asta încă nu există în Antutu, nu? E prima oară când vedem numărul ăsta? E ranking. Deci, Mate 20 și Mate 20 Pro sunt așa, de decor acolo. Ăsta este 40.000 de puncte în față. Băi, deci 343.000? Ce-au făcut, mă? Păi vă spun eu ce-au făcut. Au pus cel mai nou Snapdragon 855 cu 6 GB de RAM. Și au rupt fâșul. Deci ăsta nu doar că are un ecran foarte bun, o să rupă în orice. Nici nu poți să-i dai cât poate să mestece. N-ai cum. Ce putea să-i dai? Nu știu, ce ai putea să-i dai? Snapdragon 855, procesor pe 7 nanometri și este un octa-core. Bine, are mai multe rânduri de nuclee. 2 pe 84, 3 pe 2, 42 și 4... Deci cum? E complicat. E complicat. Adreno 640 și cu 6 GB de RAM, evident, v-am spus, este imbatabil. Ia uite-mă, Always On Display pe OLED, că dacă tot avem OLED și este și color și este și NOC. Cine a făcut prima oară ecrane cu NOC? LG. Și toată lumea copia chestia asta. Unora le iese, altora nu le iese. Da, doar la LG merge. Doar la LG merge, ca lumea. E frumos. Wow. Asta e bestiuță. Asta este mega bestiuță. Acum, nu v-am zis foarte multe despre ce se ascunde în nociul, ajungem și acolo. Aveți puțin tică răbdare. Și aici se ascund... Da, venim. Hai să ne concentrăm pe partea de stocare, să le luăm la rând, da? Pe partea de stocare o să fie variante cu 64, 128 sau mai pui un card și ajungi la 512. Stupidez umflat de capacitatea de stocare. Mă așteptam să fie de la 128 cel mai slab și să aibă și 256, pentru că, tradițional vorbind, device-urile de top de la LG trag 4K de foarte bună calitate și ai fi tentat să faci și video cu ele, pentru că nu fac nu doar poze foarte bune, fac și video. Conectivitate, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, tot ce trebuie. La capitolul LTE nu sunt foarte lămurit, pentru că fratele lui mai alfa, că ăsta ar fi beta, adică e fratele de-al doilea, cum ar veni, ăla știe 5G. Pe Snapdragon 855, teoretic ai putea pune și modem 5G. Teoretic. Acum el o să vină cu 4G plus la cea mai rapidă viteză, poate să tragă cât îți dă rețeaua, atâta poate să tragă. Camera. Pe spate avem cameră de 12 cu 13 cu 12 și acum, hai să zic chineză, avem una standard pe 27 de mm, avem una wide pe 13 și încă un telefoto pe 50 de mm cu diafragmă mai mică. Cel mai mare senzor este cel de pe standard, adică cel mai mare pixel și are și stabilizare optică, face detection și autofocus cu laser. Adică, o să fac eu 3 poze din mână. Aici în studio, împotriva reflectoarelor, se vede pe Radu, nu stă pe toaletă, dar stă doar așezat pe dronă. Tele, standard, wide. Wide în continuare foarte bun la LG. Adică dacă fac zoom în el, tot văd toate detaliile. Se vede tot aici. Asta am tras ieri, spre exemplu, când mă jucam la probe, am făcut și un zoom 10X. Zoom-ul nu bate cele mai noi camere la zoom digital, dar pe standard și pe tele, împotriva unor condiții foarte dificile de lumină, se descurcă foarte bine. Uite, o să fac eu un pic de video rapid, pentru că asta ne interesează, pe camera frontală. Pentru că pe camera principală sunt convins că cu stabilizarea o să facă video foarte bun. Hai să vedem ce se întâmplă pe camera frontală, pe care avem o cameră duală. Hai, întoarce-te cu fața la mine. Avem o cameră duală cu stabilizare optică și face detection și zoom și toate nebunile. Ah, stai, ai văzut chestia asta? Că am uitat setarea aia pe Beautify cu care mă jucam aseară. N-ai trăit. Deci, fii atent. N-ai văzut buzele. Tu prima oară te uiți la ochi? Ești un băiat sincer. Deci credeți-mă, rujul, glosul este hiperrealist. I'm not that kind of boy. Girl.
Sunt multe funcții aici pe cameră și cred că merită un clip dedicat doar pentru cameră. Chiar dacă nu este un produs 100% finalizat, deja face niște chestii spectaculoase și are și HDR pe față, fii atent. Da. Da, și poze, da. Hai să dăm pe fără niciun fel de filtru și din nou. Și cu reflectorul la care vine din cap, pozele sunt foarte bune. Uite și tu. Sunt foarte, foarte, foarte bune. Absolut nimic de reproșat. Nu. Am început să albesc un pic, da. Deci face ca la iPhone. Deci câte chestii avem de la iPhone aici? Pentru că avem și cameră TOF. Cameră cu time of flight pe față ca să facă bokeh. Pentru că, da, degeaba avem time of flight pe spate, pentru că noi facem bokeh-ul cu fața, că doar nu o să avem asistent după noi de fiecare dată. Și hai să-mi fac eu un portret. Ia uite-l. Băi, deci e din revistă? E cam bun. Și acum apăs aici? Și acum a apărut și fața lui Radu. Deci, fără Radu, cu Radu. Fără Radu, cu Radu. Mai clar? Dacă uitați pe televizoare, o să înțelegeți cel mai bine. Știi că se uită foarte mulți oameni pe televizor la noi seara? Da, uite, așa, deci, și maximul e așa. Bă, da, decuparea este foarte bună. Deci acea cameră time of flight de pe față, nu ca așa ceva aici pe față, TOF. De-aia e nociul atât de mare. Și de aceea este și difuzorul acela descentrat. Dar o să-l găsești cu urechea. Da, alo? Știi, și să vorbești așa un pic mai șmecher. Camere foarte bune, să facem și probă de video cu ele. Dar mă aștept la chestii bune pentru că LG, dacă mi-am aminte bine, a fost printre primele companii de la care am avut telefon care filma 4K. Și a fost primul telefon pe care n-am avut limitare de 4-5 minute. Eram încă în calea victoriei când trăgea fără oprire. A tras până a umplut cardul și până a descărcat telefonul. Și l-am folosit și ca a treia cameră la o filmare, da. Și l-am folosit și la Casa Buhnici pe acel LG G6. Cu G6 am făcut niște poze cu mega HDR. Deci în continuare camere foarte bune și o grămadă de alte funcții pe care am putea să le mai luăm, spre exemplu cum e cu aia cu mâncare, o grămadă de moduri aici, inclusiv funcție, din nou a fost printre primii care ei au introdus în direct în cameră, funcție de live. Unde ai găsit tu live-ul aici? Studio, aici studio effect. Cu camera de time of flight poate să schimbe culorile din spate. Și acum să aleg culorile, ia. Du-te, mă! Nu! Memă! Deci m-a decupat complet. Ăsta e telefonul de thumbnail-uri. Răzvan, te-am rezolvat! Avem telefon de thumbnail-uri. Gata Photoshop-ul. Ai scăpat de iMac. E bucuros. Direct din cameră, da? Așa din mână. Bam, bam. Bagi un text pe lângă și le zici. I woke up like this. I literally woke up like this. Bun, hai repede, gata, am vorbit despre camera 8 megapixeli, așadar, cu autofocus și story shot și tot felul de make-up pro, dacă ați văzut mai devreme, gesture, shot, interval, deci trebuie un clip separat, 4K video la 60 fps, inclusiv pe față. Eu mă aștept de la ei să facă chestia asta. Hai că putem. Hashtag, putem. HDR, steady recording, live video, photo, cheese shutter. No. Oh. Ok, da, un clip dedicat pentru cameră. Dacă vrei un clip dedicat cu camera, lasă-mi un comentariu mai jos. Primul care pune comentariu, ceilalți nu mai scriți voi încă un comentariu, dați-i un like ca să fie primul. Dacă tot vrei să fii primul, fii primul care a scris că vrei video cu funcțiile camerei, doar dacă ți le dorești. Dacă nu, pune un comentariu cu nu-mi doresc și să dea like ceilalți. Așa, face inclusiv video HDR 10. Dă-te, mă, de aici. O grămadă de funcții. Bun. Sistem de operare Android 9 cu niște chestii de pe la LG peste. Mă dezumflă puțin tel bateria. Noi am căutat așa, pe într-un loc să e 3550, într-un loc 3200, 3300. E în zona lui celor 3500 de mAh, cu încărcare rapidă pe Quick Charge 3.0 se va încărca într-o oră, o oră și ceva. Și nu e rău deloc, dar nu este excepțional. M-ar fi dat și mai tare înapoi dacă avea ecranul ăla de rezoluție mare de pe G8, dar fiind doar un Full HD+, mă aștept să ducă o zi în care nu ești total înnebunit să faci
toate lucrurile, și video, și să te uiți și la filme, și să faci și poze, și să asculti și muzică. Gesturi, ce se fac cu gesturile? Că n-am găsit funcție aici. Air motion, bun în teorie, în practică, dacă țin mâna așa, ar fi trebuit să o recunoască. Zi-mi ce fac eu greșit. Dreapta spre... Aha! Acă acum a recunoscut mâna. A apărut mâna și acum pot să încep să dau volum mai tare sau mai încet. Strâng pumnul. Și acum pot să dau play sau play sau pauză în stânga. La ora asta cred că băgăm fără probleme cât poate să tragă, în cazul meu, o Tesla. Dar indiferent ce mașină. Dar vezi că mâna pe care o vede acolo în interior e realistă, e, sunt chiar degetele mele. Deci odată ce o recunoaște, merge foarte bine. Iată. Eu sunt convins că copiii de 8-9 ani o să joace cu chestia asta așa de parcă s-ar fi născut cu ea. Partea de încărcare, acasă și la serviciu, în primul rând, măcar una dintre cele două. Odată ce prind șpilul, o să meargă foarte bine. Mai sunt și alte gesturi care vor fi adăugate, sper eu, din ce în ce mai multe și cât mai ușor de folosit. E o treabă interesantă asta cu camera de time of flight și montarea ei pe față ajută la multe lucruri. Dar în loc să-mi recunoască mâna, cu care teoretic aș putea să și deblochez telefonul, dar nu știu că aș avea răbdare să fac chestia asta, dacă m-aș grăbi. Așa. Adică îl iau cu mâna stângă și o să fac așa pe stradă, știi? Să-mi Da. Aș fi preferat... Exact. Mai bine... Să zicem că chestia este un bonus și folosim un senzor de amprentă rapid, instantaneu, pe spate, care chiar funcționează. Și mai mult decât atât, mi-a plăcut că acea cameră Time of Flight să o folosesc pentru a-mi scana fața mai degrabă decât mâna. Update de software? Să sperăm? Software? Știi că avem noi un prieten care spune că dacă este posibil ceva în software, se va întâmpla, dar nu precizează de cât softiști ai nevoie. George Hubbard a zis chestia asta. Salut, George! Bun, și cam atât despre acest LG G8S. Stai că tu trebuie să știi prețul, nu? Asta era important. Cât ar trebui să coste un Snapdragon 855, unul dintre puținele telefoane cu această platformă și atât de puternic din piața de la noi? Noi credem că un orizont de preț de vreo 3500 de lei din informațiile noastre la lansare este de așteptat, dar va veni cu un accesoriu bonus. Care ar putea să fie acel accesoriu bonus? Radu? Niște căști? Un ceas? Dar un accesoriu de vreo 150 de euro, asta înseamnă că telefonul va putea fi redus după campania de lansare prin toamnă, iarnă, să-l iei de sărbători sub 700 de euro. 650? Eu cred că dacă ar face un efort coreenii și l-ar da la 599, ar rezista cu brio în fața oricărui brand în momentul ăsta. Dar e foarte greu să duci prețul atât de jos pentru că cel mai nou procesor, un ecran foarte bun și o grămadă de funcții puse, până la urmă trebuie să scoți banii pentru ele de undeva. Sunt totuși o grămadă de camere și pe telefonul ăsta și nu este un telefon rău deloc. Este o alternativă la tot ce ai văzut prin piață, da și nu. Este diferit și el, dar eu cred că este un pachet optim. LG în continuare, în loc să se lupte pentru a ne arăta un flagship cu mult prea multe funcții pe care le poți folosi, chiar îți dă chestii faine, cum este camera wide, cum este un senzor de amprentă pe spate, o baterie care se încarcă rapid și un super mega procesor. Implementarea de Snapdragon 855 în România mai greu. Huawei merge pe procesorul lor, Snapdragon merg pe procesorul lor, și toți ceilalți mai mici nu prea vin cu 855 în 2019 la noi. De aceea, și cam atât. Spune-ne impresiile tale așadar și insist, vrei video dedicat cu camera, cu toate funcțiile astea de pe LG G8S? Spune-ne mai jos la comentarii. Nu uita să ne dai un like dacă ți-am fost de folos, un share să afle și prietenii tăi, chiar insist, share. Serios, ne ajută share. Știi de ce? Facebook-ul nu mai contează. Și abonează-te dacă nu te-ai abonat deja, pentru că s-ar putea să și câștigi ceva. Intră și pe buchnici.ro/abonare, încă poți câștiga un alt telefon. Cu care, apropo, se concurează cu S10 la preț. Foarte interesant. Numai bine!